taxi, taxi. Taxi. Alo, alo. Tovarășe, alte taxiuri nu mai sunt. Nu mai sunt. Mă scuzați, am avut un concert, lecție la FRB. Nu face nimic. Ah, o clipă, vă rog. Ce mai e? Piculina. Poftim. Vă mulțumesc. Pentru puțin. Dextron, te rog. Structura armonică și plasticitatea. Plasticitatea. Cum ai scris acolo? Plasticitatea, așa am scris. Plasticitatea orchestrației muzicii fac din dumneavoastră, tovarășe Manta, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai neuromantismului. Neuromantismului. Neuromantism, am spus și eu. Influențele neuromantice ale genului, care trebuie să... Vine, florile! Discursul, dăm discursul. Alo, stația de amplificare? Vine, maestru Manta, pune repede placa. S-a făcut. Hei, florile, scoteți-le din chiuvetă! Opriți placa, nu e el! Și-s fericit. Datire talente ale genului muzical. Nu mai vine. Păi să vine. Nu mai vine! Și mi-ai promis că ai să-l aduci. Că o să cânt, că o să mă asculte. Manta în sus, Manta în jos. Ați copilărit împreună. Minți! Am copilărit împreună. Am făcut baie în aceeași albie. Nimic din ce mi-ai promis nu te-ai ținut de cuvânt. Am să-mi cer transferul. Nu te leagă nimic de fabrică. Dar n-am să rămân toată viața dactilografă. Nu cumva pe compozitor. Pe Manta nici nu-l cunoști. Tovarășe Getan, e posibil ca dumneata, eu, să crezi că noi... Mă rog, atunci poftim. Adică? Telefonează-i. N-are niciun rost, tu fii pe drum. Telefonează-i. Nu prea știu numărul. Și unde e? Acasă? Sau la teatru, nu? Unde vrei. Eu cred că la teatru.
sunt șofer. Ai uitat un taxi. Mulțumesc. Am pregătit-o pentru maestru Manta. Alo? Imposibil! Maestru la pupitru! E la pupitru! Nu-i nimic! Așteptăm! Dau acum compoziția? Încearcă. Cred că e bine dispus. Alo? Cum? Texlonul? Iar dumneata? Așteaptă un moment. Vine. Iar el. Să văd. Vă rog, maestre. Mulțumesc. A fost minunat. Nu vă supărați. Un autograf, maestre. Maestre. Tu ești Petrică? Cum? Suntem Petrică Burlacu, ce dracu, de la Texlon. Texlon, ești și? Nu mi-ai promis tu, mă băiete, că vii la noi pentru ansamblu artistic, ca să punem în scenă Vreau să mă însor. Și n-ai venit. Te-am iertat, dar nu poți să te iert într-una la nesfârșit, așa. Bine, bine, cunosc Petrică, cunosc. Da, sigur, cunosc. E foarte clar că tu mi-ai spus mie că dacă se repetă acest cu Ravina, mai mult... Vorbește clar! Dar Texlonul nostru, că nu poate fi, ansamblul este mult mai cerea care se putea păstuta. Alo! Ați-o, Petrica, doamne, vreau să mă însori, să mă păstuta cu sora Vena, toate chestia asta la Texlon. Îmi dau seama, păstuta, că o să fie colectivul nostru. Este, nu se poate să mă sora Vena Texlonul. Alo! Da, și am dat, ce-am putea să-mi păstuta, aici, la intrat, toate seama mult de prietăți. Alo! Ca la Texlon, în momentul toate, fiecare să orchestrația, ca să de dirijarea mai
Ar trebui să dați telefonul la verificat. Să muncește omul să-mi explice ceva în legătură cu Ravena și Texlonul și nu pricep nimic. Texlonul? Da, da, da. Când ați fost aplaudat la Uniunea Compozitorilor, v-ați luat angajamentul să vă ocupați de 3 fabrici. Și n-ați fost la niciunul. Serios? Aici, fiecare consumă toate astea la Texlon. Ce Ravena? Ce tot bârburosește acolo? Cum vrei să te înțeleagă omul dacă vorbește așa de repede? Alo? Alo, maestre. Aici e Geta de la Texlon. E vorbit de mine? Da, da, da. Dacă ați ști cu câtă nerăbdare sunteți așteptat. Îmi pare rău, tovarășa Geta, dar nu o să pot. Tocmai plecam acum la predeal, pentru comedia mea, ca să o reorchestrez. O reorchestrați la noi? Îmi pare rău. Vă aducem un pian nou. Avem toate posibilitățile. Da, da. Da, 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 da. Puteți refuza. V-ați angajat? Înțeleg. O clipă, tinere. La Texlon. Știu, știu, știu. Atunci, Petrică, e clar. Bine, bine, bine. Aranjezi-o într-un fel. La revedere, la revedere. Da. Tinere, îți ofer acum prilejul să-ți valorifici aptitudinile. Ești temist, nu-i așa? Da. Perfect. Mi se pare că voiai să mă rogi ceva. O melodie. Cu atât mai bine, lasă-o la mine. Am să te rog și eu ceva. Un colectiv talentat ne solicită. Trebuie neapărat să-i ajutăm. Elemente tinere. Mâine după amiază la ora 5, la Texlon. Acum, repede cât e pauză. De radio. Maria și Marin, Ion și Smeranda. Tovarăși, vă reamintesc că la ora 5 după amiază sosește la noi în fabrică maestru Petre Grigorescu Manta, care a consfințit să... Consimțit? Iar ai bătut greșit. Care a consimțit să sprijine direct ansamblul nostru pentru pregătirea festivalului artistic de la 30 iunie. Ți-am spus. De la 30 iunie, care va fi dată în cinste absolvenților învățământului mediu seran. Tovarășul inginer Preda este rugat să vină în biroul meu. Da. Nu te duci? Unde? Te-a chemat Burlacu. Sunt în ore de producție. Am și eu o rugăminte. Cu istoria e jale. La algebră... O mai descurc eu, da. Ce complotezi acolo, tată? Hai mai încolo să nu ne audă Rodica. Ce facem? Ce să facem, nea Barbule? Despre ce-i vorba? Aș ruga să mă ajuți, altfel înseamnă să rămân repetent. Nu te ajută fata dumitare? La istorie nu-i nici așa grozavă. Bine, s-a făcut. Tomare și inginer Preda, oare nu te-am rugat eu să vii până la tine? Ba da, m-ai rugat. Păi atunci. Iar melodia asta. Știi ce am vorbit adineori cu Neabarbu? Te-am cerut în căsătorie. Sunt în orele de producție. Ierți. Vreau să cum vrei, dumneata ești responsabilul. Eu melodia asta nu mai suport. Dar dacă vine maestru Manta... Parcă văd că n-o să vină. Se poate. Atunci la ora 5, fix? Da. Să pun pe mine rochia albastră prin primeu? De acord, just. Tovarășii Burlacu. Te rog. Numai să vă arăt. Mi-a spus tătii... Cunosc, tovarăș. Nu m-ați ascultat niciodată. Da, cunosc, tovarăș, nu te supăra, acum nu am timp. Ai grijă după amiază când vine maestru Manta să pui placa nouă. Iartă-mă, te rog, am de dat un telefon. Nu încurajați talentele. Nu.
Aici nu se încurajează talentele. Nu plecați, fetelor, am găsit un cântec. Cum ai găsit? Unde l-ai găsit? Într-un taxi l-a uitat în zăpăcit talentat. Dacă va fi de acord, o să-l cântăm. De ce să nu fie? Egal 153 supra 153, x pătrat egal 1 supra 1 egal... Mulțumesc, ești tare, Nea Barbu, foarte tare. E, dacă nu era istoria... Nu încurajează talentele. La viitoare alegere sindicală pe burlacul tai. De mine mă așteptai, nu? Nu se vede. Ce-i cu tine? Sunt tristă. Mi-a spus tăticul meu iubit că la ea nu suntem o pereche potrivită. Sunt un băiat bun. Modest. Am 30 de ani. Și unul. Am 3 costume bune. Și unul întors. Sunt timid. Te iubesc și nu știu cum să ți-o spun. Observ. Tata, am ajuns acasă. Bineînțeles, vin. Poftă bună, Nea Barbule. Saltare, taică, și vă rog, la 5 precis. Când tuturor vreau să mă însor. Dar înainte de a vă însura, nu uitați să completați buletinele Pronoscor. Vreau să mă însor, vreau să mă însor. Mamă, ce avem felul 2? Ai răbdare, ai să vezi. Lasă, dragă, nu vezi cum arăți? Dar iată, într-o zi ai venit chiar tu. Mamă, dă-mi, te rog, prăjitura. Avem repetiții, trebuie să fug. Și învățătura? Diseară. Și tu? Mâine avem ușor. Mamă, te rog, prăjitura. Așteptăm un mare compozitor. Nu mai aveți casă, nu mai aveți masă? Eh. Unu, doi, trei, patru, se aude? Ștefan cel Mare, 2000 de la anul 1457, la anul. Cine e? Orlacu, ai pregătit placa? Am pregătit-o. Te rog să fii atentă, te anunț eu. S-a făcut. Unde-o fi placa, Nea Barbule? Asta e? Nu, aia e cea veche. Acolo, în col sus. Uite-o. Nea Barbule, manta e bucăți. Dumneavoastră, tovarășe, manta, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți... Chiar nu s-a adus? E pe drum. Influențele neuromantice ale genului reprezintă și sunt găsite adesea... Nu mă vezi? Mi-am pus fișiul roșu. Da. La ora 5 fix vine maestru. Cum? Nu poți aduce piano? Nu încape coada? Demontează-o, adu-o separat. Nu mă interesează, te privește, la ora 5 fix să fie pianul aici. Am făcut cerere pentru locuință, cum că mă însor. Felicitările mele, cu cine? Cu dumneata. Nu se placă mama. Și dacă o cuceresc? Mă tem că n-ai să ai prilejul. Viu la voi acasă. Mă dă afară pe ușă, intru pe fereastră, mă dă afară pe fereastră. Stăm la etajul 3. Viu cu liftul.
Mâine după amiază o găsesc acasă? Ești ceva, ești? Groaznic. Da, groaznic de încrezut. Știi ce bine stă supărată? Am scris cuvintele, vezi dacă îți plac. Gata. Cred că l-a pierdut pe stradă, l-a pierdut cineva, dar cine o fi nu pot ști. La 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 la, ce cântec șlengar, nici n-are habar. Cine știe cine o plânge acum de dorul lui, dar el e vesel, umblă, hai bun. Nu cumva asta-i melodie. Poștașul de frunzor l-o fi pierdut din torba cu scrisori, sau mai știi, pătrișne pe tu, vestite poate, poate, la ele a și... Strașnic, vă felicit, bravo, te felicit, tovarășe Preda, o idee excelentă. Cum de nu mi-a venit mie? Ce melodie extraordinară. Iată rodul inițiativii. Tovarășe Geta modifică pe invitații. În loc de vreau să mă însor, o nouă și minunată melodie a maestrului Petre Grigo. Marius Popescu. Da. Interesant. Mie mi se pare că melodicitatea compoziției, structura armonică și plasticitatea orchestrației, destul de evident marcate spre influențele neoromantice ale genului, într-o tonalitate în care structurile formale nu au expresia justă a stilului modal cerut de bogata noastră tradiție folclorică. Din aceste motive, e limpede ce aveți de făcut. Ce avem de făcut? Nu l-am chemat aici pe maestru Petre Grigorescu Manta să dirigeze compoziția altuia. E scrisă de un om talentat. E o melodie foarte frumoasă. Am făcut 2 ani de conservator și din inepțire admitare muzicale de adineauri n-am înțeles nimic. Nu știu la ce face aluzie tovarășe Preda și nici nu mă interesează. În calitate de responsabil cultural, vă rog să cântați, vreau să mă însor. Da. În aceste condiții vă rog să nu mai contați pe concursul meu. Singur m-am oferit, singur mă retrag. Mâine să nu uitați, avem curs seral. Cianura de potasiu și derivatele ei. Veniți cu caietele de notițe. La revedere. S-a terminat. Nu mai am timp să cumpăr altă. La 5 vine manta. Au ajuns ei să-l judece pe Petre Grigorescu Manta. Ce să mai vorbim? Piano! Minunat! Ce coadă superbă! Hai, tovarășe Barbu, să punem și noi mâna, că pe aici nu ne ajută nimeni. Aveți grijă să nu-l loviți. Acolo, acolo, ușor, ușor, așa. Da, aha, da. Tuturor vreau să mă însor o fată cum nu-i alta pe pământ. Ea m-a vrăjit și scânt. Așa, drăguț, să nu te mai obosi. În sfârșit, nea Barbule, ne vine și nou un artist, un prinț al muzicii. Trebuie să fie un bărbat înalt. Ipe! Am auzit că Manta este un neoromantic și are receptivitate la gen. La genul frumos. Mulțumesc că ne-ați ajutat. Nu aveți pentru ce. Nu s-o fi dezacordat? N-a pățit nimic. Ați văzut asta? Sunt cea mai mică. Sanda, ce faci cu becurile alea? Imediat, nea Barbule. Lăsați, le duc eu.
Mulțumesc. La ce secție lucrezi? La teatru muzical. Unde? S-a întâmplat. Aducem altă scară. Dumneata era aici, l-a așteptat? Da, eu. Poftim creștele. Hai, ia-te. Maestre! Cum e posibil? Dumneata acolo? Sarsbecu. O clipă! Stați! Dumneavoastră, cu structura dumitale armonică, vă ascult de mult activitatea și vă urmăresc cu regularitate. Eu sunt Geta. Îmi pare bine. Muzica este genul meu preferat. Cunosc pe din afară toate ariile. Mario, mi-am legat viața mea de a ta, dragul meu. Mario, ochii tăi mari îmi vor lumina calea mea. Mario, pretutindeni cu mine vei fi, dragul meu. O să-ți fie greu? Ești însurat? Încă nu. Vezi să spui că ești însurat, 2-3 copii. Sigur așa. Mario. Atențiune, aici Burlacu. Tot ansamblu artistic să vină de urgență în sala de festivități. Discursul e la mine. Mă întorc, da. Să se aducă o dată scara aia. Tovarășul Burlacu. Te rog să dai drumul la placă. Da, dar am vrut să vă spun că cunosc, placa... Cunosc, o să-mi arăți altă dată. Da. Structura armonică și tot. E atât de tânăr și atât de modest. Preda nu vine, cine o să cânte la pian? Vorbești de copii, s-o ai în deget. De când te așteaptă ea? Sunteți exact cum mi-am închipuit. Când tuturor vreau să mă-nsoc, să mă-nsoc, structura armonică și plasticitatea orchestrală fac pe dumneavoastră, tovarășe Manta, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți aici. Auzi ceva? Oprește placa, băiatul, n-aude nimic. Poziți-vă dumneavoastră. Bine ați venit. Anul trecut n-am luat decât premiul 2. A cântat Rodica, tovarășa Rodica Barbu. Are cea mai frumoasă voce de raionul 1 mai. Avem o rugăminte. Știți, melodia Vreau să mă însor e foarte frumoasă. Dar la spectacol am vrea să cântăm ceva nou. Foarte bine. Avem și cântecul. Iar, odată ce s-a hotărât, să-l auzim. Se face că nu te cunoaște? Ce vrei, cu atâta lume? Rodica, cea mai bună voce din raion. Am găsit un cântec, ah, ce cântec, râde mereu. Și nici nu-i prea greu. Dacă aș ști al cui e vin, l-aș da măcar pentru o zi. Dar nu știu, nu știu al cui o fi. Am găsit un cântec, da, un cântec pe strada mea. Cred că l-a pierdut pe stradă, l-a pierdut cineva. Dar cine-o fi, nu pot ști. La 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 la. Ce cântec ștrengar, nici n-are habar. Cine știe cine-o plânge acum de dorul lui. Dar e vesel, umblă, hai hui. Nu cumva poștașul când precum zori l-o fi pierdut din tolba cu scrisori. Sau mai știi, văd niște fete sunt sus pe schele. Coate, coate, de la ele a fugit aici. Am găsit un cântec, ah, ce cântec, crede mereu. Și nici nu-i prea greu. Dacă aș ști al cui e vin, l-aș da măcar pentru o zi. Dar nu știu, nu știu al cui o fi.
bal cu i-o fi. De unde aveți melodie? A adus-o un inginer de la noi. Vă place? Cum să vă spun? Vrem neapărat să o cântăm la spectacol. Imposibil. Ce v-am spus? Vă dați seama că în situația în care mă găsesc ar fi neplăcut ca tocmai eu să... Tovară, să-l puneți într-o situație neplăcută, nu vă dați seama? Programul trebuie să cuprindă Vreau să mă însor. Cred că mă înțelegeți. Înțelegem. Încă prea bine. Îmi pare rău. Eu totuși vă mulțumesc. Ați cântat melodia cu nu m-am așteptat. Putem începe repetiția? Da. Aveți o voce foarte frumoasă. Mulțumesc, nu e nevoie. Asta sunt răgușită. Cânt eu. Vedeți? Avem și alte talente. Exact ce trebuia. În ce tonalitate cânt? Pentru noi indiferent, nu? Însor, c-o fată cum nu-i alta pe pământ. Ea m-a vrăjit și-s fericit. Cu ador vreau să mă însor și lumii întregi iubirea mea s-o cânt. Mai ieri mă-ntrebam în gând, visând dragostea, ce-o mai fi, dar iată într-o zi ai venit chiar tu cu ea. Viața mea și acum cânt tuturor, vreau să mă însor, abia aștept să-mi spui un singur da. Da, mi se dor, azi parcă... Aș putea să cânt și mai bine dacă aș lucra cu dumneavoastră. Știți, trebuie să mă ocup de întregul colectiv. Nu acum, mai avem timp. Mi-am dat seama din prima clipă că dumneavoastră sunteți artistul de care vocea mea ar avea nevoie. Am putea lucra în fiecare zi. Eu sunt liberă după amiezile. Atunci, pe mâine. La revedere. Așa sunt verghetele. Intră ușor și ies greu. Ce?
Bună ziua, maestre. Nemaipomenit. Nu se poate. Dacă vreți să lucrați, stați cu tovarășa Geta și să mai pregătim câteva chestiuni organizatorice. Lăsați mâine. La revedere. Acum trebuie să restitui ce v-a luat cu tu. La revedere. La revedere, Petrică. Ce talent extraordinar. Da. Ce-o fi cu el? Tovarășul Ștefan Barbu, strada Bogdan Voivod. E gata? Acuși! Tu după masă îți faci arsuri. Ah, de te-aș vedea odată scăpat de examene. Pârvan e mult mai bun ca tine la istorie. Aduce niște note și n-are 51 de ani ca tine. Are 56 împliniți. 55. Barbule. Fericheta. Am lăsat-o la fabrică, în dulap. M-a spălat și am uitat-o. Parcă nu ieșea din deget. A ieșit. După 27 de ani. Presiunea otomană era în plină ascensiune. De ce, dacă repetăm în fiecare zi? Prăjitura cu caise. Pentru noi, da? Vine inginerul. Care inginer? Inginerul vostru, l-a chemat taică. Reda? Eu l-am invitat, mă meditează. Mi-a spus tăticul meu iubit că la iarnă de greșit o vărză. Sună, n-auzi? Iertați-mă, nu stai aici, tovarășul Barbu? Ba da, ba da. Poftiți, tovarășe inginer. Nu e inginer, e compozitor. Da, așa? Poftiți, poftiți, vă rog. Mie îmi place foarte mult muzica, dar știți... Ce-i cu el aici? Nu știu, asta e nemaipomenit. Nu ne-am dus, dar a venit el după noi. Vă salut. V-am adus Veri... Nu trebuia să te ostenești. Sunteți într-adevăr răgușită. Poate a stat în curent. Să-i dați în fiecare dimineață ouă crude. Aș, nu-i plac nici lui taică sunicei. Ce-i cu tine? De când ești răgușită? N-am observat. Nu servești prăjitura? Lasă că am eu grijă. Să-l lăsăm să învețe. E slab la istorie. Trecem dincolo. De când n-am mai fost la un spectacol și îmi place așa de mult muzica. Mereu învățătură, ședințe. Las loc. Mulțumesc. Bună ziua. Ați văzut vreau să mă sor? Ce vrea? Din păcate. Cel mai bun spectacol. Am dat până acum 400 de reprezentații. Uite cum își laudă Marfa. Mm-hmm. Într-adevăr, nu v-ați plictisit încă de vreau să mă însor? De ce? Este o muzică scrisă cu talent și mai ales cu multă pricepere. Este foarte melodioasă. Da? Ați putea? Ați vrea să ne-o cântați? De ce nu? Cu plăcere. Încrezuți din ăștia numai în fabule mai găsești. Aduc eu. Bine, drăguță, să pui mult zahăr. Tovarășa Barbu e acasă? Da, poftim. Iar melodia asta. Cine cântă? Maestru Petre Grigorescu Manta ne vizitează. Bună ziua. Ce faci, nea Barbule? Înveți, înveți? Tocmai l-am terminat pe Ștefan cel Mare. Poftim, ia loc. Ați întârziat. Îmi pare bine că vă cunosc. Poftiți, las-l. Mulțumesc. Drăguț, foarte drăguț. Mobila dumneavoastră ați ales. Se simte mâna de gospodin. Mare și medie. N-am văzut perdele atât de frumoase. Perdeleul am ales. Ce interior minunat. Trebuie să fie foarte plăcut de locuit aici.
Ai cu zahăr? Mulțumesc. Ce frumoasă e. Se cunoaște gustul mamei. Ce frecezime și ce parfum. Nu face nimic. Aduce noroc. Dezastru. Prăjitura cu muștar e la el. Cum? Unde mai întâlnește asemenea gust la tânăra generație? Serviți, vă rog. Mulțumesc. Vă rog, serviți. Mulțumesc. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Pe compozitor l-am lăsat singur. Vă cunoașteți? Da, ne cunoaștem. Nu-ți plac prăjiturile mele? Ba da. Ba da. Ce s-a întâmplat? Nici bună ziua, nimic, a plecat așa. Așa e. O fi grăbit. Verigheta. Unde o fi plecat? A dispărut, Sara. Ce facem acum? V-ați purtat foarte urât. Dar nu înțeleg cum de nu v-ați dat seama de la început că nu-i manta. Dacă nu era manta, de ce a mâncat-o? Poftim răspuns. Un sirop. Vă rog, un sirop mare. Încă unul. Încă unul. Reamintesc, dragi tovarăși de la ansamblu, că astăzi la ora 5 va veni din nou maestru Petre Grigorescu cu manta. Vă rog să nu se mai întâmple ca ieri. Care manta, tovarăși? Ce s-a întâmplat? Nimic, nimic. Ce naiba, Nevarbul, ai uitat? El nu trebuie să știe că Marius nu e manta. Altfel ar fi în stare să-l cheme pe manta, adevăratul. Aoleu, așa-i. Iar m-ați spus pe mine numai să nu se întâmple ca la prăjitură. Nu se întâmple, citește. Mă urmăresc ochii tăi mari, ble, pal. Știi, am scris ble în loc de bleu, ca să știe cine a scris. Mâine, la ora 5, voi fi în umbra blocului Turn. De ce ble, pal? N-ai niciun fel de poezie în tine. Hai, ajunge mai departe. Mâine, la ora 5, în umbra blocului Turn. La fabrică, să păstrăm relații oficiale. Un compozitor vrăjit. Bravo, să-l anunțăm și pe Preda. Continuați calculul, mă întorc într-o clipă. Cu burlacul și geta e clar, ne îndepărtăm. Dar ce facem cu Marius? Ce-i cu Marius? Trebuie să scăpăm și de el. De ce trebuie să scăpăm și de el? Marius nu trebuie să știe nici el că a fost confundat. N-ar admite să-i cântăm propria lui compoziție. Manta l-a trimis aici pentru vreau să mă însor. O dirijezi tu? Bineînțeles. Dar cum facem să nu fie Marius de față? Să-i facem o surpriză la spectacol. Asta vă privește, eu una nu! Îl invit eu în oraș. Ce ziceți? De unde până unde? Nada, nu mai vrei să cânti? Să-l invite Sandra! Da. Eu să invit un bărbat? De ce tocmai eu? Tovarășe Sandra, ai sarcină de UTM. Te plimb cu tovarășul instructor Marius Popescu în interesul colectivului. S-a înțeles, nu? Poftiți la curs că nu vă văd bine la examen. Hei, a ieșit formula? Da! Da! Drăguța de ea,
În loc de bleu, a scris ble. Noptioare, cântecul lor, ce-o să facă el până-n seară, bietul cântecel singurel. Mai bine hai să încercăm și să întrebăm din om în om. Lacu! Cânt tuturor, vreau să mă însor, c-o fată cum nu-i alta pe pământ, ea m-a vrăjit și fericit c-o ador. Vreau să mă însor și lumii întregi iubirea mea o cânt. Ca ieri mă întrebam în gând, râzând, dragostea ce-o mai fi. Dar iată într-o zi ai venit chiar tu cu ea să luminezi viața. Ce fel de ochi am eu? Bleu clar. Tuturor, vreau să mă zor, abia aștept să-mi spui un singur dor. Păi horibitor, Nea Barbule, ce ochi am eu? Albaștri triști. Mâine la ora 5, în umbra blocului turn. La fabrică să păstrăm relații oficiale. Compozitor vrăjit. Lăsați, maestre. L-am primit. S-a adunat ansamblu? Pot cânta cu fișiul pe mine? Nici nu vedeți ce bine îmi stă cu el. Să vin cu el mâine la ora 5? De ce nu? Vă las. Ce faci, mă, Petrică, mă? Maestre, un fir de păr. N-auzi, tovarășe Petrică, ce mai faci? Nu mă cheamă așa, tovarășe Burlacu. Așa e, te confund. Să mergem, maestre, sunteți așteptat. Vin! Tovarășe, acum o să mă ascultați? Cunoaștem, tovarășe. Tovarășe Burlacu, mi-a spus tăticul meu, iubită la ea. Trebuia mai mult muștar. Mulțumesc. V-a trecut drăgușeala? Da! Nu mai scriu. Vă țiu minte. Vă țiu minte pe toate, tovarăși. V-ați lovit la deget. Un fleac. Se pot întâmpla multe de la un fleac. Pot să văd? Nu-i nevoie. Mi-a trecut. Ce faci? Te-ai ascuns? Acum, imediat. Hai, du-te, e sarcina, ce naiba. Mai lăsați-mă puțin. Du-te, du-te. Cânt tuturor, vreau să mă însor, c-o fată cum nu-i alta pe pământ, ea m-a vrăjit și fericit c-o ador. Vreau să mă însor și lumii întregi iubirea mea o cânt. Mâine după masă aveți un program? Da, sunt programat. Îmi cumpăr aragaz. Dragostea ce-o mai fi, dar iată într-o zi ai venit chiar tu cu ea. E programat pe aragaz. Și acum cânt tuturor, vreau să mă zor, abia aștept să-mi spui un singur dor. Păi horibitor, o spargă zbor, cu tine dragostea în sor. Nu ești bună de nimic. După aragaz se întoarce aici. Scoate-ți ochelari. Te duci la el, îi zâmbești puțin. Trebuie să-l cucerești. Hai, du-te, doar pentru el pregătim surpriza. Dacă nu mă plimb mâine la 5, o mare nenorocire pentru toți. Poate dacă v-ar fi invitat altcineva, v-ați fi plimbat. Și acum cânt tuturor, vreau să mă zor, abia aștept să-mi spui un singur. Dacă o să te rog ceva, te superi? Dimpotrivă. Știu că te ocup de muzică.
Mâine după masă sunt programat la Ragazzi. N-am să pot veni la repetiție. Cu multă plăcere. Iartă-mă, am ziat. Am venit mai devreme. Știi, îți stă mai bine așa. Adevărat? Da. Să-i dau cântecul. Nu, aici e prea multă lume. Se plictisește, ar trebui să-i spun ceva. Eu l-am invitat. S-a făcut cald. Poftim? Da, foarte cald. Dar dacă nu-i place melodia, dacă e verde, da. Păcat. Thank you.
târziu. Trebuie să plec. Am spus că o să ne distrăm. După spectacol, m-am gândit să plecăm în concediu. Undeva unde să fim numai noi doi. E curent. Ah, am uitat. Iartă-mă, mă întorc imediat. Alo? Da. Da, da. Nu. Imediat. Nu asta, cealaltă. Schimbă, schimbă, da? Alo? Compozitorul vrăjit? Nu înțeleg. Cum nu înțelegi? Am spus compozitorul vrăjit. Dar mă rog, cine la telefon? Ești chiar atât de supărat că n-am venit. M-am curcat, burlac. Bine, dar cine ești dumneata? Asta e nemaipomenit. Eu sunt Geta, ce naiba, nu mă știi? De la Texlon. Iar Texlon. Iartă-mă că nu am putut. Mă tutuiești. Tovarășa Geta. Dar nimic, am fost reținut. Da, da, am înțeles, am înțeles. Chiar acum, dacă vrei să ne întâlnim undeva, să-ți explic cauza. La spectacol, acum, imediat? Poți să vin astăzi seara, nu-i așa? Bine, bine. O să las vorba la intrare. Mă recunoașteți? Nu înțeleg, vei fi costumat? Mascat? Cum să fiu mascat? Așa, normal. Atunci cum să nu te recunosc? Un compozitor vrăjit? Iar. Da, da, desigur, tovarășa Geta. O să las vorba la intrare să vă dea drum. Arde nerăbdare. Da. Am promis. Ce avem la ora 10:30? 5-6 minute autografe. Azi nu mai dau. Tot nu-i spectacolul meu, e Lehar. Notează în loc. Convorbire, tovarășa Geta. Nu trebuia să mă las să mă ocup de textul ăla. Nici nu v-ați ocupat dumneavoastră. Ați trimis acolo un tânăr. Serios? Sunt disperat. Mătușa mea, care e grav bolnavă, mă cheamă la ea. Plata, mergem împreună. Săraca, să-i ducem un medic. N-are nevoie de medic, e singur, atâta tot. Mă duc să-i gătesc ceva. Săraca de tine, cu atâtea greutăți, mașina de scris, mătușa bolnavă, le rezolvăm noi de toate. Să-i luăm o găină. Alo, dați-mi găina aia fiartă. Pentru o bolnavă să fie foarte proaspătă. Nu-i nici prea grasă, nici prea slabă. Luăm găina, luăm și niște prăjituri și mă gândesc la un film. Unde ești? Asta e bună. Geta! Tovarășe Georgeta! N-ai văzut o tovarășe drăguță cu un fișu roșu? A cerut la teatru muzical. Du-mă și pe mine repede. Ce romantic! Am venit prea devreme? Uite ce e. Vă rog foarte mult să... Iertați-mă. Mai vorbim. Începe spectacolul. De ce? Începe spectacolul. Te aștept aici, după spectacol. Va să zic că asta era mătușa. Mă privește. Cu ce drept încerc socoteală? Mă întreb cu ce drept, după tot ce am făcut pentru tine, pentru fabrică. Uite, sunt dispus să uit tot ce s-a întâmplat. Între noi totul s-a sfârșit. De-aia mi-ai cerut să-l aduc pe Manta ca să-i seri de gât. Ei, da, îmi place Manta, îl iubesc și mă iubește. Poftim? Manta.
Eu n-am fost bun. Iată unde te-a dus pasiunea dumitale pentru nume mari. Te felicit, doamna Petre Grigorescu Manta. Ai spus că-l cunoști. Cine l-a dus la fabrică? Maestre în sus, maestre în jos. Un fagotist, un nimic. Tu m-ai rugat. Ai făcut o pasiune. Vreau să mă însor. Eu vreau să mă însor. M-ai făcut de râs. M-ai compromis. Tu ai vrut. Alo, tovarăș. Te lăudai că-l cunoști. Vai, Petrică, ce faci, doamnă, Petrică? Doamnă, ca să intri tu la teatru muzical, primă solistă. Pardon, doamnă. Și dumneata ce dorești? Mi-aș lua binoclul, tovarăș. Câtă impoliteță. O să afle toată fabrica, o să râdă toată lumea de tine. Am să le spun tot. N-ai să le spui nimic. Tu ai să te faci de râs. Ai vrut un mare compozitor. Ți l-am adus. Du-te și ia-l. Aș vrea și eu să cânt la tubă. Mereu mi se spune că sunt slab. Dar am suflu. Vorbește cu maestru Manta. Eu plec în concediu, așa că... E întotdeauna ocupat. Dar am să încerc. M-am făcut de râs. Sunt compromis. Sunt distrus. Te rog să nu mai calci pe la noi. S-a suspendat spectacolul, s-a suspendat repetițiile, s-a suspendat totul. E clar? Eu, colectivul, nu mai avem nevoie de dumneata. Alo, birou maestrului Manta? Comunicați, vă rog, din partea fabricii Texon. Orice invitație va primi de la noi pentru spectacol nu e valabil. Vă comunicăm că spectacolul nu mai are loc. S-a suspendat. Bine, o să comunic. Foarte bine, foarte bine. Ce e asta? Unde-i tovarășul inginer Preda? În examen. Nu l-ai văzut pe inginerul Preda? Era pe coridor. Bine. Cum merge, cum merge? Vreau să spun ceva. Da. Te rog să uităm ce s-a întâmplat data trecută. Eu am și uitat. S-a întâmplat o nenorocire. Maestru Manta nu poate veni. Pleacă în turneu. Am uitat să vă spun. Așa că te-aș ruga pe dumneata să priei dirijarea spectacolului. Vreau să mă însor. Mă rog. Știam că am să găsesc în dumneata cam totdeauna un sprijin efectiv. Mulțumesc. A uneltit ceva burlacul aici. Nu ne-ar lăsa Marius în ziua spectacolului. I-a aflat ceva responsabil cultural. Nu cred. Să-l căutăm. Nu vă dați seama că invitația a fost trimisă pe numele lui Manta? Mergeți la matematician, dar n-a terminat. Ea trebuie să știe ce-i cu Marius. Repede. Dacă într-o oră nu l-am găsit pe Marius, surpriza noastră nu are niciun efect. Cum merge? M-ați pregătit bine, bine? Bravo, ți-am pus 8. După bagul nu mai pot da 10 în nimeni. Unde-i Marius? Nu știu. Acest tovarăș pe mine nu mă mai interesează de mult. Ce-o fi cu ea? Nu știu. Să-l căutăm. Roagă pe tovarășa directoare să ne dea microbuzul și cine a terminat examenele să vină cu mine. Mai bine le deam istoria la început. Uite, aici îmi stă. Ștefan Barbu. Hai, ție ce ți-a dat? Alexandru cel Bun, nu ți-am spus. Tată! Poftiți, luați un bilet. Petru Rareș. Petru Rareș. Petru Rareș a fost fiul lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a fost cel mai însemnat domnitor al Moldovii. El a domnit de la anul 1457 la 1504. Ștefan cel Mare a dus o politică externă chipzuită, căutând să nu aibă doi dușmani în același timp. Încă de la urcarea lui pe tronul Moldovii, Imperiul Otoman era în plină... Subiectul dumneavoastră este Petru Rareș. Da. Petru Rareș. Petru Rareș a continuat
politica dusă de Ștefan cel Mare a fost nevoit să lupte toată viața pentru a scăpa Moldova de Imperiul Otoman. Da, vă rog, Petru Rareș. Da, Petru Rareș. Da, e clar. Luați alt bilet, vi se scad două puncte. Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a fost nevoit să lupte toată viața pentru a scăpa Moldova de suzeranitatea turcească. Politica lui a fost urmată de Petru Rareș. Petru Rareș a domnit de două ori, între 1527 și 1538. Și de la 1541 la 1546, domnia lui Petru Rareș, care începe un an după victoria turcilor de la Mohaci. Acum 1526. Vorbește de Petru Rareș, să-l lăsăm. Pentru tovarășa directoare, fii atent, nu-l ocupă nici Dumnezeu. Pregătiți repede de corp, începem. Gata! Vine, nu fi tristă, îl găsesc, fete. Nu fi supărată, vine el. Nu mă interesează, de unde până unde. Nu mă interesează dacă vine sau... Ce-i cu tine? Atunci la dans i-am văzut verigheta. Săraca de tine, se întâmplă. A dat 7 pentru că n-a știut la început, dar a știut pe urmă. Pentru o emoție să-i scazi 3 puncte. Mai sunt profesor cu mentalitatea învechită. Sunt într-o situație grea, tovarășe Pârvan. Dacă într-o jumătate de oră nu-i aduc verigheta, îți dai seama ce se poate întâmpla. N-ai vrea să-mi împrumut spata? Seamănă. Imposibil, de 10 ani nu mai pot scoate din deget, par info. Am vrut să scapă cineva din nenorocire și am intrat eu. Nici tovarășa directoare, începe. Cu ce se începe, tovarăș? Alo, maestrul Manta. Maestrul Manta? Maestrul Petre Grigorescu Manta, adevăratul? Da, sigur. Ce sunt doi? Iar textul. Ce invitați? Acum am primit-o. Dar cineva mi-a dat un telefon că spectacolul s-a amânat. Cum să se amâne? Noi vă așteptăm pe dumneavoastră. V-am rezervat cel mai bun loc. Odată mi se spune să vin, apoi să nu vin. Mi-am făcut și eu alt program. Aranjez eu într-un fel. Da, da, la revedere. Parcă voiai să mă rogi ceva. Să vă rog, să cânt la tubă. Da. Nu vă uitați că sunt slab. Am suflu și am iubit întotdeauna tubă. Da, da, da. Nu acum, mai târziu, o să mai vedem. Am și eu o rugăminte. Numărul 34, poftiți aici. Ați întârziat, dar numărul principal nu l-ați pierdut. Veniți direct la teatru muzical? Da, direct. Muzica este genul meu preferat. Vă urmăresc de mult activitatea. Nimic ce facem, tovară, și nu mai începem o dată? Ce se face? Ba da, răbdare. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? N-a venit încă Marius, nu l-am găsit. Salvează-ne. Parcă aveai ceva. Da. Aha, până acum nu m-ați ascultat niciunul, nu! Hai, fă ceva, du-te! Da, dar n-am repetat niciodată până acum. Lasă, du-te așa, du-te! Mi-a spus tăticul meu iubit că la iarnă negreșit o varză-mi va aduce-n zbor un frățior. Atât de fericită sunt, parcă tot aș sta să cânt, dar mi-a venit un gând adânc și uite plâng. El a uitat că berzele toamna pleacă. Da, da, se duc, se duc și rămânem singur duc. Ac ce bucluc! Așa tătic nepriceput nu putea de la început să ceară berzei un copil mai prin april. Acum nu știu ce să fac, poate moșeril în sac să mi-l aducă dacă-i spun că-i băiat bun.
A venit. Unde e? E birou la tovarășul Manta. Ai avut dreptate, tovarășul Manta, ca să vezi cum am uitat. Partitura de vitare e și acum la mine. Cea mai mare nenorocire însă e că nici acum nu pot să-mi arunc ochii pe ea. Însă în cel mai scurt timp, după ce mă întorc de la predeau. Bună ziua! Bună ziua. Marius, hai de la spectacol! Te așteaptă toată lumea! Suntem de la Texlon. Burlacul mi-a spus... N-are nicio importanță, vino! Hai! Bine, dar maestru! Chiar, cu dumneavoastră ce facem? Mine? Nu înțeleg. Încă o dată până vine Marius! Hai! Hai! Iubit că la iarnă negreșit o varză-mi va aduce-n zbor. Un frățior, atât de fericită sunt, parcă tot asta să cânt. Dar mi-a venit un gânătâng și uite plâng. El a uitat că pe râzele toamna pleacă. Da, da, se duc, se duc și rămânem singur cuc. Acce bucluc! Așa tătis nepriceput, nu putea de la început să ceară verzei un copil mai prin april. Acum nu știu ce să fac, poate moșterile în sac să mi-l aducă dacă-i spun că-i băiat bun. E timpul să-mi aduci vericheta din rulac. Te rog în pauza asta. Urmează fica mea, ca ei să nu fie prea. Din potrivă, iar cuptorul să fie bine încins. Încă o dată. Tot n-a venit. Nu mai pot. Te rog. Ce se petrece aici? Dumneata? Cum nu știți? Maestru Petre Grigorescu Manta. Le-ai uitat atunci. S-a uscat. Dumneata trebuie să înțelegi, tovarășe, că eu atunci am fost rugată de colectiv să mă întâlnesc cu dumneata. A fost sarcină. N-am dorit-o eu. Mă înțelegi? Da. Sunt distrus. Dă-mi verigheta. Mulțumesc, tovarășe. Sper că ți-a folosit. A fost atât de plăcut în seara aceea. Dă-mi florile. M-ai crescut adineauri? Acum ți-ai găsit? Dar cine-o fi nu pot ști. La 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 la. Ce cântec strângar, nici n-are habar. Cine știe cine-o plânge acum de dorul lui. Dar el e vesel, umblă, hai bun. Nu cumva poștașul când trec în zon l-o fi pierdut din tolba cu scrisori. Sau mai știi, văd niște fete sus, sus pe schele. Poate, poate de la ele a fugit. Taci, am găsit un cântec, ce cântec de mereu. Și nici nu-i prea greu. Dacă aș știa cui e vin, l-aș da măcar pentru o zi. Dar nu știu, nu știu al cui o fi. A trecut un stol de copii cu glas de clopoței argintii. Poate vreun puști bucălat când s-a jucat, l-o fi uitat. O pereche de îndrăgostiți visează noi sub tei înfloriți. Un vis de dor, n-o fi oare cântecul lor? Ce-o să facă el până-n seară, bietul cântece singure,
Mai bine hai să încercăm și să întrebăm din om în om. Am găsit un cântec, da, un cântec pe strada mea. Nu vrei dumneata? E un cântec, ah, ce cântec de râde mereu. Să-l iei la drum, că nu-i greu. La 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 la. Ce cântec ușor și al tuturor. E al cu tine, dar nu ține, poartă-l din loc în loc. Să-l cânte toți că aduce noroc. Să-l cânte toți că aduce noroc. Să-l cânte toți că aduce noroc. Tovarăș de ispravă, original, tineresc, m-ai pus pe gândul, să știi. Trebuie neapărat să-mi reorchestrez comedia. Nu e legată suficient de viață. Notează. Să stăm mâine de vorbă o oră cu tovarășul... Burlacu. Cum ai reușit? N-a fost ușor. Am început cu întregul colectiv strâns uniți cu tovarășa Geta. De la Texlon. O cunosc. Mai departe? Eforturile mele n-au fost înțeles însă de aparatul administrativ. Dumneavoastră, ca un adevărat artist, veți aprecia munca mea prodigioasă. Vă dați seama cât de greu mi-a fost să pun la punct acest spectacol de sănătate. Și vă ascult cu regularitate. Fugi cât mai timp. Influențele dumneavoastră neuromantice... Mă iertați, trebuie să plec. Și eu. La 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 la. Vom ripeta mereu ca un eco. Iubesc, ce vorbe vechi, ce cântec nou. La 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 la, la, la. Și eu sunt o fire romantică, chiar neuromantică. Lângă un om ca dumneavoastră simt că am și eu un suflet de artist. Pe cine salutați? Pe maestrul Manta. Manta?
Cum nici dumneata nu ești manta?